Adi, cine te ajută? Cel de sus. Deci, încă o dată, calul nostru este lovit, să ne înțelegem, să nu avem probleme, vom merge pe aia, pe ne-am știut, sau chestii de genul. Deci nu se lovește calul. Не дозволяється бити, якщо є баки, або хтось вдарить коня, дискваліфікація. Номанул багак мільбаж їм фац, а ось? Наші че обсити дякую. Домно їм фац. Мільбаж директ їм фац, стеля, а шалас. Да, мультумим, фрумоз, мультумим, мультумим. Deci, numărul 1, Adrian Balog cu calul Radu. Numărul 2, Vere Sebastian cu Tarzan. Numărul 3, Vere Sebastian cu Cezar. 4, Paul Sorina cu Janel. 5, Corodean Paul cu Dinu. 6, Pop Corin cu Rolex. 7, Florea Vasile cu Blondu. Deci, care v-ați auzit numele, vă rog să vă pregătiți. Am spus că trebuie să mergem mai în față. Deci se pregătește domnul Vere Sebastian. Poți, nu te încurc? Nu te încurc, Alex? De startul o să adeie domnul primar. Hai, hai, felicitări, frumos! Hai, 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 hai! Hai, Radu, cu hai, hai, hai! Stop! 1 minut, 23 de secunde, 32 de sutim. Hai, maestre! Vă rugăm frumos distanța la mașină, vă rog frumos. Fecioraș, ești acolo, ai grijă. Vă rog să mergeți un pic mai în spate, să nu vă lovească, vă rog frumos. Domn primar, să dați startul. Alice Bestre, Bohoni. Hai, dați startul! Hai, maestre! Stop! 13 secunde 02. Se pregătește tot Vere Sebastian cu Cezar. Și Pop Sorina e cu Daniel numărul 4. Domnișoara la noi e aici o băgată de drăguț. Ce ziceți? Așa face frumos, ce face ca șmecher. Doritorilor de cai, vă mai gândiți. Pregătiți-vă, vă rog, pe Janel. Atenție, vă rog frumos, atenție, nu vă răsumați acolo pe manșă, vă rog frumos, să nu aveți surpriză. Vă rog frumos, stânga, dreapta, să mergeți mai încolo. Gândiți-vă un cal din asta, dacă rupe un ștrean sau ceva, cam ce se întâmplă.
Цезар каже, що нині тягути не буде. Якби дістав два через печі, що би? Що би? Є проблема. Cred că are emoții. Da, dar nu vrea, mă, ce e cum am, mă? Te face ce da, ți-a agravat situația. Mulțumim frumos! Se pregătește Pop Sorina cu Janel, în așteptare Corodean Paul cu Dinu. Vă rog frumos să mergeți un pic mai în spate. Hai Janel, hai! Ну, чорний жеребець. Зараз почуємо назву, бо я не чув. А стає? Пускай Симба лідера. Hai Janil, succes! Mare atenție, vă rog, la mare. Nu te mai băga așa tare. Domnul Pălărie, dă-te un pic așa. Scuze, mă. Știi ce prindea numai pe matale după aia. Scuze. Știi românești ori nu? Nu, din Ucraina. Nu mai bine. Так стоїш айбінік, ну мілбашті не лентіла мія. Хайде з аплаудем Калулі, ця май фрумоса домішора дін екіпа копій Центенарului. Питаць айця посіна. Ця домішора фрумоса, ші Калулі поносура, веда сама. Se pregătește domnul Coroneanu Paul cu Dinu. Hai! Stop! 14 secunde 86. Să nu lăsați să iasă în drum. Să pregătim pe Coroneanu Paul cu Dinu. Detracțiunea simplu, o să facem tombola pentru ponei. Să pregătiți biletul câștigător, este aici între dumneavoastră. Atenție, vă rugăm frumos, atenție băieții. Maestre, stop! A
Atenție, atenție, nu pe stradă. Se pregătește domnul Florea Vasile cu blondul după Rolex. Și tot în așteptare și Ioana Lin cu Jeki. Doamne, vă îndrăznesc, eu zi spun. Mai atenție, vreau frumos. Eu bătut eu star, 12 secunde. Vai, Doamne Sfinte! Domnul Ioan Alin să se pregătească și după aia domnul Bereș, Sebastian. Hai, vă rog frumos, băieții! Mare atenție, vă rog, la culoar. Haideți să păstrăm distanța, băieți. Да. Stai, nu mă sminchești! Dă-ți așa cum mă sminchești, mă, nu te mai băga așa. Stai cu mine, dacă nu duci mai în față. Nu mai băga mâna, domnul. Nouă, opt, șapte, șase, cinci, patru, trei, doi, unu, stop! Mulțumim frumos! Următorul, mulțumim! Hai, domnul Hitoan, cu Jeki! Vă rog frumos, stânga-dreapta să mergeți. Vă rog de acolo din spate să mergeți un pic mai în spate. Haideți, vă rugăm frumos, avem înțelegerea să păstrăm distanța, să nu avem evenimente, că n-am dorit la nimeni. Hai, maestre, succes! Vă rugăm, ne
ieșit în public în stradă, întoarce scalul înapoi. Două verzi, o blondă neagră. Încadrează cumva la blondă neagră, domnul? Ia, uite la aia, aveți că mai sus. Haideți, băieților, haideți! Atenție, atenție! Amestec! Stop! 14.95 cu ochii pe păsăroiul. Ce zici, domnul păsăroiu? Îți place de reclama de stadionul? Nu dăm 100 de euro, dau un purcel și dau o lăs de bere. Haideți, vă rugăm frumos, mare atenție la panglică. Știm că vi-ți dragi caii, dar să nu avem evenimente. Haideți! Hai, maestre! Hai, felicitări, felicitări! Hai, felicitări! Hai, stop! Felicitări, nu ieșiți în stradă, vă rog frumos! Hai, felicitări, stop! Obligat! 16.08. Hai, maestre! Vă rog frumos, nu atingeți banda, vă rog frumos, să nu avem probleme. Ce-ți fac mândrile? Te întâi la servicii, ia-te, mai atenționează. Mai calcă! Lasă să scupure capul, Alin! Bă! Ia și-o legat! Tătucă, ce-ai făcut cu Alin, tătucă? Deci încă un anunț, vă rog frumos, prietenul ăsta de la jandarmul Schelaltul, nu mai vine, nu mă scrie. Intrarea la cai pentru manșa a doua e aici lângă vale, ieșirea e din coace, să ne înțelegem. Să nu mai avem probleme și discuții, băieți, să ne nervează. Li foame, li somn, căldura îi afectează și să n-avem surpriză. Li dor de femei, e drăguță. Și dumneavoastră, eu am tânăr, am o să gândească la tăte acasă. Oameni de sănătate. Hai, băieții! Da, cum e? E nu sensul de pe pompa din vechi. Hai, 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 hai!
Stop! Obligatoriu de asta! Ca Suciu de Sus, primăriei Suciu de Sus, organizatorilor domnului Tercean Gavril, Budioan și nu în ultimul rând grupului Copiii Centenarului, datorită Asociației Culturală Artistică Copiii Centenarului, sunt posibile aceste evenimente ecvestre. Și le mulțumim tuturor celor care și-au răpit din timpul lor și au venit din țară să fie astăzi prezenți aici. Sperăm că tot ceea ce a fost până în prezent a fost pe toate dumneavoastră. Sperăm că și în continuare proba de dublu, după care va fi proba specială, să fie ceva frumos pentru toți cei care încă au răbdare să fie alături de noi. Le mulțumim domnilor de la jandarmerie pentru sprijinul acordat pe parcursul acestei zile, domnilor de la poliție. Până în prezent am trecut cu bine, fără evenimente, fără nimic care să înnoureze acest frumos eveniment ecvestru. Pe banii dumneavoastră puteți face și un concurs. Cine bea mai multă bere într-o jumătate de oră? Marele premiu, Poneiul! Poți domnizat aici de maestru Neluțu. Găinile sunt pentru cei care nu le trag rame. Așa, așa. Da, uitați aici, mănânc microfonul. Maria, spui că te cheamă. Ana Maria. Ana Maria? De unde e? Dar câți ani ai? Știi câți ani ai? 6 ani. Ana Maria e de 6 ani. Ana Maria, o să tragi un bilețel de aici. Bagi mânuța, ameste și o să tragi un bilețel. Bine? Unul singur. Hai, uite, bagă mânuța aici. Amestecă acolo, puț. Amestecă. Așa, bravo, amestecă și ea. Ai luat un bilețel? Da. Desfă-l. Hai să vedem. Ce ziceți? Numărul? 100, 20 și 4. Numărul 124. Cine are biletul cu numărul 124 să vină aici. Posesorul biletului numărul 124 să vină la confruntare. Biletul cu numărul 124. Cine are biletul cu numărul 124 să vină aici. Biletul cu numărul 124. Numărul 124, rugăm să vină aici. Cristi! Numărul 124. Hai să vedem. Cristi, la dumneavoastră? Numărul 124, haide să vedem. Numărul 124. Fetița Ana Maria tras numărul 124. Fericitul câștigător al acestui minunat ponei este Cristian, prietenul nostru care ne filmează peste tot. Domnul Cristian, felicitări! Un suc la domnișoara Ana Maria, domnul Cristi. Haide să mergem. Felicitări pentru domnul Cristi. V-am spus că la unul dintre noi este biletul câștigător. Felicitări, domnul Cristi. Și acum vă așteptăm, stimați invitați, pentru întâlnire la proba de dublu. Haideți, haideți la domnul Cristi. Domnul Cristi, am câștigat acest frumos pune. Felicitări. Da, 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 da
Pentru înscriere la proba, la proba de domnul, aici la domnișoara asta frumoasă, din panel. Pentru cel mai bun cronometrat, cum se zice, cronometrul, cronometrul, scuze, care l-a supărat lumea că a zis că nu cronometra bine. Din partea mea, diplomă, pentru cea mai grea meserie de a cronometra, că lumea nu-i mulțumită. Și cel mai bun potcovar, să nu uităm, la ora actuală și cel mai serios. Cine dorește să meargă acasă, are scule de ultimul răgnet, indiferent de unde din țară, îi prompt și face lucruri de calitate. Îi mulțumim încă o dată pentru faptul că a fost astăzi alături de noi, îi mulțumim că ne-au dat o mână de ajutor și au cronometrat, chiar dacă unii nu au fost mulțumiți. No. Dar eu cred că cu ultima fază am spălat păcatele. Bun. Domnul primar, vă rog frumos să veniți. Și începem cu primul. Locul 3, Pop Sorina Maria cu Janel. Ce vrei dumneavoastră? Ne-o și cântat, ne-o și încântat astăzi. Îi mulțumim din suflet. Stai, stai, mă, nu uite-mi. Locul 3. La ce? La simplu? La simplu. Haideți, domnul Tercean, și dumneavoastră, că sunteți organizator aproape. Hai, bă. Să că nu-l prindem, că-i stâlpul. Mulțumim. Încă o dată mulțumim, Sorina. Următorul loc, domnul Corăbean Paul, cu calul Dinu. Are echilibru bun. 5. Domnul Paul. Și poză. Poză, 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 hai. Hai, Grigore. Hai și dumneata sus. Hai aici, te rog. Hai că mi-ai cerut planul de organizare. Și acum cel din tâi și cel mai bun, Tarzan de România. Proprietar, domnul Sebastian Vereș, o zis că Sebi-l știe lumea. Cu locul întâi, de la Mediaș-Aurit. Deci nici măcar respect nu dă domnul Sebastian Vereș, își trimite aghiota, așa-ți vedetile. Hai, Sebi, și tu la o poză cu domnul primar. Că așa și ai zis că Maramureș nu mai concurezi niciodată, măcar să avem o amintire cu tine. Știi care e problema? Sunt oameni care când se văd învinși, se ascund. Mă înțelegi? Aici e problema. Greu, greu, greu. Dar nu, aici nu e chestie de înfrângere, că e locul întâi. Hai, Sebi, te rog, hai! Și ce dacă el, tu nu poți veni?
Oricum îi mulțumim la domnul Sebi că e alături de noi. Sebi, săbiți, vă rog! Ăla nu-i zâmbetul tău, ăla de data te cu tău. Ăla cu limba scop, ăla e zâmbetul. Nu da, mă, începe, ia-i. E supăratul la locul întâi. Da, Gavrilo, și acum trecem la proba de dublu.